Pe scena Casei de Cultura Sindicatelor a urcat Nicolae Furduiancu, Camerata Argesis, condusă de maestrul Mădălin Sandu și Corala Arhiepiscopiei Argeșului și Muștelului, dirijată de preot lector dr. Gheorghe Neacșu. Într-o organizare ireproșabilă, publicul a avut posibilitatea să urmărească timp de 3 ore și jumătate un program presărat cu cântări religioase pascale, piese instrumentale din repertoriul național și internațional, romanțe și cântece patriotice. Impresia finală a fost una deosebită pentru cei prezenți în sala de spectacol, fiind lăudată inițiativa Arhiepiscopiei Argeșului și Muștelului, care a reușit să ofere argeșenilor cel mai frumos cadou la sfârșitul săptămânii luminate. Hristos din morți a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, și lumea întreagă lui Dumnezeu din toată inima pentru binecuvântarea Lui și pentru puterea Harului Duhului Sfânt și lumina învierii care s-a așezat în aceste spații ale lumii, în Eparhiargiul și Muscelului, în țara noastră și în toată lumea. A fost o premieră și sperăm să continue acest proiect. Da, va continua și vor pregăti și alte surprize. În al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a reușit să organizeze și anul acesta minunata manifestare pascală care ne-a umplut sufletele de lumină și bucurie. Acest mesaj al românilor de la Argeș și Muscel îl voi transmite și fraților noștri români din îndepărtata Scandinavie. Voi purta multă vreme în suflet bucuria care mi s-a împărtășit în această seară. Cum a fost această seară? O seară sfântă. O seară de vis, o seară de suflet, o seară de inimă, din inimă pentru inimă, din suflet pentru suflet. O seară în care, în al preasfinția sa, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Calinic Argeșanul, a adus în sufletul argeșenilor tradiția, valoarea și respectul pentru neamul românesc. Cred că artiștii s-au întrecut pe sine din dorința de a scoate în evidență ce este mai bun la noi, la români. Dragostea, iubirea, respectul față de strămoși și de pământ, respectul față de eroi, dar și dragostea și iubirea de frumos. În această seară am ascultat piese remarcabile, interpreți deosebiți, și cred că rămâne în sufletul nostru ca referință în ceea ce privește obiceiul, tradiția și cultura. Concertul din seara aceasta a fost rezultatul colaborării dintre Corala Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și Orchestra Camerata Argesis, cea care s-a înființat la îndemnul și cu binecuvântarea anul preasfințitului Arhiepiscop Calinic, cu scopul de a sprijini activitățile culturale ale Eparhiei Argeșului și Muscelului. Bineînțeles, cel mai onorant lucru pentru noi a fost prezența domnului Nicolae Furduiancu, care, ca și la concertul de la Crăciun, a dorit să participe pentru a înfrumuseța acest mesaj pascal pe care l-a transmis credincioșilor și implicit Arhiepiscopia.
Pentru noi este o mare bucurie ceea ce s-a realizat, este un început foarte bun și dorim ca pe viitor lucrurile să meargă într-o evoluție permanentă. Nemaipomenit, ne-a umplut sufletul de bucurie și sperăm să mai vină Nicolae Furduiancu aici cu orchestra. Aproape că nu pot să vorbesc, a fost ceva magic, ceva extraordinar, o încărcătură sufletească și într-adevăr a adus acea lumină care este lumina săptămânii luminate. Mi-a plăcut de ceva deosebit, de fapt, de când este părintele Calinic, s-au făcut lucruri frumoase. Eu știu și când a venit părintele Pârâianu și când au fost colindele de Crăciun și acum de Paște și multe evenimente. Transmit unele lucruri foarte, foarte frumoase în sufletele oamenilor. De fiecare dată, foarte mult îmi place. Au fost multe zile deosebite, dar seara aceasta a încununat. Parcă tot ce a fost mai frumos în Pitești. Proiectul a fost inițiat cu binecuvântarea înaltpreasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, fiind pus în practică prin implicarea directă a Părintelui Consilier Caliopie Cristian Ichim, responsabil de coordonarea sectoarelor economic și construcții din cadrul eparhiei. Concertul pascal organizat de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului se încadrează în seria de proiecte culturale, sociale și sportive Campionii Bucuriei, derulate din anul 2013 și până în prezent.